Guvernul României a aprobat o ordonanță de urgență privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță. Prin ordin al Ministrului Tineretului și Sportului au fost aprobate normele metodologice privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță. La inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin care copiii care sunt născuți în perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2014 și care se legitimează în perioada 8 septembrie-30 noiembrie anul acesta la un club sportiv care deține certificat de identitate sportivă, pot solicita de la clubul respectiv un stimulent financiar care se va acorda sub forma unui voucher de 300 de lei pentru achiziția de echipament sportiv. Directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara a explicat care este metodologia de acordare a respectivelor stimulente și consideră că acest lucru îi va încuraja pe copii să se îndrepte către sportul de performanță. Cluburile sportive vor trimite centralizările la minister, la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Noi le vom centraliza și le vom trimite la Ministerul Tineretului și Sportului, care va achiziționa voucherele. După achiziționarea voucherelor, ele vor fi trimise prin direcție la club și la copiii care vor beneficia de acest stimulent. Acest program este adresat în primul rând copiilor din gimnaziu și din sistemul primar, care au posibilitatea astfel să fie sprijiniți și încurajați să participe la un sport de performanță, iar din acest voucher să-și achiziționeze un echipament sportiv. Este important de precizat că stimulentul financiar poate fi solicitat și de către asistenții maternali profesioniști pentru copiii pe care îi au în plasament și că data limită de transmitere a cererilor este 4 decembrie 2020. Mai multe detalii despre acordarea voucherelor se pot cere prin e-mail trimis la adresa dgst.hunedoara@mts.ro sau la numărul de telefon 0722 710 773.